care Domnul se roagă plângând și fața lui cea plină de lumină era tristă și fața lui cea plină de lumină era întristată până la mormânt. De multe ori pe față el căzuse și se rugă cu mult amar nespus să treacă tatăl să nu beau paharul. Suferinței lui Iisus să treacă tatăl să nu beau paharul. Paharul suferinței lui Iisus în Ghețimani grădina neuitată, în tine plânge Domnul cu amar și apoi se-nbracă în haina și-și pregătește drumul spre calvar și apoi se îmbracă în haina umilinței și-și pregătește drumul spre calvar. O Ghețimani grădina neuitată, tu ai văzut durerea lui Iisus pe Iuda când a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus, pe Iuda când a sărutat odată pe Domnul strălucirilor de sus. O Ghețimani, aș vrea să fiu în tine, să văd și locul unde el a plâns, să plâng și eu cu lacrimi și suspine. Să
plâng, căci pentru mine El a plâns. Să plâng și eu cu lacrimi și suspine. Să plâng, căci pentru mine.